Da, vorbiți, ia, ce ziceați? Da, vorbeam... De culinaria. De culinaria de vorbeam. Da. Am primit notificarea. Ce notificare ai primit? Suntem live pe Instagram. Ah, suntem live pe Instagram, da, ok. Avem culinaria acum, așa că suntem live și pe Instagram. Suntem de acolo vine live-ul. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. E prea mult. Să știți că ne puteți urmări și individual. Da, dacă vreți și pe Instagram, uite, Petreanu, de exemplu, coadă de maimuță Petreanu, pe Instagram, am zis bine? Da, cred. Coadă da. De maimuță Luca Pastia, pe Instagram, ăsta nu știe. Nu știu dacă e cu punct. Și coadă de maimuță George Zafiu, ne puteți urmări și individual pe Instagram, suntem absolut spectaculoși, postăm zilnic. Surprinzător, suntem live și pe radio. Da, chiar așa. Concentrați-vă pe radio, pentru că avem o poveste frumoasă astăzi. Da. Și o rețetă mișto, simplu. Ce ne dai? Păi, mă tot gândeam la ce se întâmplă cu oltenii noștri în Gorj, la Bietul Moise, care e departe de oltenii lui și el, săracul, suferă numai afectiv acum cu tremurul. Și m-am gândit să le reamintesc oltenilor că una dintre supele faimoase care pot fi făcute este supă cremă de cartof cu praz. Este foarte simplă, extraordinar de gustoasă. Ce poftă m-ai făcut. Da, o plăcere să mănânci așa ceva. M-am gândit la praz, na, că vine, este tradițional prazul acolo. Și supa asta, ea se cheamă pe franțuzește sup parmentier. Pentru că vine, are o istorie foarte mișto. Este, vă zic în câteva cuvinte, istorioara. Antoine Parmentier era un agronom francez. Oltean. Era oltean, că da. Care legătură? Pe la anii 1700 și ceva, nu mai știu cât. Și el încerca să-i convingă pe francezi să mănânce mai mulți cartofi. Și francezii considerau că cartofii sunt toxici și refuzau să mănânce. Și atunci ăsta al naibii a pus la cale o dezinformare în interesul poporului. A început să promoveze cartofii și mâncărurile din cartofi la balurile nobilimii și aristocrației franceze. Inclusiv Benjamin Franklin, care era ambasador la Paris, era invitat la astfel de baluri și acolo le dădea cartofi prăjiți, piure, pireu și alte lucruri de genul ăsta făcute din cartofi. Și în felul ăsta a răspândit în societate ideea că, de fapt, cartofii ăștia sunt pentru bogați. Și apoi a aranjat cu paza de la câmpurile unde se cultivau cartofi, pe câmpurile deținute de nobilii francezi, ca paza să se retragă noaptea. De ziua era pază la vedere, nu vă apropiați de cartofii ăștia, sunt numai pentru nobilime, și seara retrăgea paza. Astfel încât francezii au zis, acum e momentul să furăm și noi să mâncăm ce mănâncă bogații. Și în felul ăsta cartofii... Nu cred că furau francezii. Da. La 1700 erau niște francezi imposibil să te înțelegi cu ei și au furat cartofi. Și în felul ăsta cartofii au devenit foarte populari în Franța. Și Franklin ăla de pe 100 de dolari? Ăla. Era ambasador? A fost ambasador, da. Deci ăla a avut pile. În vremea Revoluției. Așa a ajuns pe bancnotă, da? Da. Când s-a făcut manevra cu Statuia Libertății, l-au băgat și pe strada pe bancnotă. Deci de acolo vine... De acolo vine supa Parmentier în cinstea lui Antoine Parmentier, care a promovat foarte tare cartoful în Franța și în Europa. Iar supa se face foarte simplu. În principiu, praji mici. Dacă sunt mai mici, sunt mai fragezi. Sunt mai fragezi. Câți praji? Cam atâția cartofi mari. Deci, doi, de fapt, hai să zicem așa. La 2-3 praji, luați jumătate de kil de cartofi zdraveni. Prazul se curăță. Trucul cu prazul este că are tendința să tragă nisip. Da. Dacă luați de la piață, acum, dacă luați de la supermarket, ăștia toți sunt crescuți în culturi hidroponice, deci nu trag zărace decât apă. Trag vată. Vată, da, și îngrășăminte. Acolo nu aveți problema asta. Dacă luați de la piață praz, când e sezonul de praz, evident, crescut de țărani, în curte, atunci trebuie tăiat în bucăți mai mici și spălat foarte bine, pentru că are tendința să tragă nisip. Prazul ăsta se călește într-o oală cu puțin, se taie bucăți, se călește într-o oală cu unt și usturoi. Și când s-a muiat, se pune înăuntru cartofii tăiați bucăți, fond de pui, supă de oase. Slavă cerului, a început să găsească și supă de oase de calitate. Prin magazine puteți să faceți trucul ăsta. Dacă nu, e bine întotdeauna să avem o supă de oase la congelator. Sau un cub. Sau un cub. Un cub congelat, asta zici, sau un cub de găină? Un cub de găină. Dacă n-ai încotro, n-ai supă de oase, da. Și nici așa, merge și da. Cu dăla. Merge și cu dăla. Ideea e un fond de o supă de oase, se fierbe până când se măie cartofii și prazul și după care se pasează cu un mixer.
Fiertura se face, am uitat să vă spun asta, cu niște rămurele de cimbru și niște dafin. Când e gata, când sunt gata cartofii, se pescuiesc rămulele de cimbru și de dafin, se pasează cu un mixer de la vertical sau într-un blender, cu atenție să nu țâșnească, și se adaugă în farfurie, se pun în farfurie, în castronel, se adaugă și smântână, smântână grasă, și se amestecă. Sau puteți să adăugați direct în oală, dar să nu fie pe foc, ca să nu se taie smântâna. Da. Și asta este supa parmentier. Și pe deasupra piper, poate niște frunze de pătrunjel, poate frunze de țelină tocate mărunt, ce vreți voi, ca să dea un pic de personalitate. Este o supă cremă, încă o dată, da, dulceag, acrișoară, foarte bună, cu crutoane pe deasupra, merge foarte, foarte bine. Iar dacă o mâncați rece, îi spune supă vișisoază, dar acolo este cu tot o altă discuție. Deci supă cremă de cartofi cu praj. Cine a fost vișisoaz ăsta? Vișisoaz e altceva, nu mai avem timpul să zic. Vișii e o localitate, nu? Da. Vișii este și o localitate. A fost un guvern, guvernul colaboraționist din timpul al celui de-al doilea război mondial, Vichy, care era la Vișii. Ziua acum, al că e interesant. Da. Guvernul francez, condus de mareșalul Pétain, un erou al primului război mondial, a condus acest guvern câțiva ani, până când Germania a invadat și sudul Franței, timp în care, desigur, în URSS, șeful, da, secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice era Iosif Visarionovici Stalin. Întrebare de la dublu sau nimic. Da, 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 născut da, da, în Gruzia, Georgia, astăzi, Giugașvili pe numele lui. Da. Ce mai un nasol. Un nasol. Dar zic cu asta, cu supa vișioază. Vișioază? Așa, pentru că ăștia acolo n-aveau situație să încălzească și o mâncau rece. Nu, e mai de mult decât n-are. Este vișisoază, okay. Nu e... Vișisoaz, da. Mă iertați. A dat drumul. Eu zafra. Eram. Da. Face supa asta cremă astăzi, iar crutoanele respective, pâine puțin mai veche, tăiată cu bulețe, stropită cu puțin ulei de măsline. Dacă vreți să fii șmecher, șmecher, frecați înainte un pic felia de pâine înainte să o tăiați, înainte să o tăiați, dar cu puțin, cu puțin usturoi. Eu nu mănânc pâine în pâine. Se rumenește cu ulei de măsline, poate niște rozmarin pe deasupra, crutoanele vin. Ne-ai spus cine e domnul ăsta cu... Pete? Antoine de Parmentier? Așa, ne-ai spus cu Vichy, dar domnul Praz cine e? Asta domnul Praz este eroul național al oltenilor și unul dintre cei mai buni prieteni ai românilor. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.